stânga. Suntem în fața prefecturii județului Teleorman, suntem reprezentanții medicilor de familie și vrem să depunem un memoriu. Un memoriul în care este împreună cu pacienții noștri, în care vrem să atragem atenția asupra deteriorării sistemului de sănătate public din România. Medicii de familie, știți foarte bine, au depus anul acesta numeroase memorii, documente de poziție. Au fost numeroase acțiuni pe care le-am întreprins pe cale diplomatică pentru a atrage atenția asupra acestui lucru, asupra finanțării medicinii de familie cu repercusiuni grave în sănătatea populației. Medicii de familie din Teleorman, medicii de familie din țară. Gândiți-vă că suntem 11.000 de medici de familie în toată țara și aproximativ 170 de medici de familie în Teleorman. Noi asigurăm la nivel național aproximativ 80% din toate serviciile de sănătate din sistemul de sănătate public. Cu toate astea, cu toate că avem acest rol important în sistemul de sănătate, finanțarea medicinei de familie este doar 5% din totalul fondului de sănătate. În condițiile în care de ani de zile și toate forurile și organismele internaționale propun și recomandă creșterea finanțării la 15% din fondul sănătății pentru a asigura servicii populației, pentru a diversifica serviciile pentru populație și pentru a crește, în final, starea de sănătate a populației, pentru a crește, în final, accesul populației la servicii și la tratamente de calitate. Cu toate astea, cu toate intervențiile noastre din acest an și la rectificarea bugetară din septembrie, la medicina de familie nu s-a acordat nici un leu, ceea ce, cum v-am mai spus, este destul de grav, starea sănătății populației este din ce în ce mai deteriorată. Pe lângă acest aspect al finanțării, noi de fiecare dată am tras atenția și asupra dreptului la liberă practică al medicului de familie. Prin acest contract cadru pe care noi îl semnăm și Casa de Asigurări ni-l impune, spun impune pentru că nu este negociat. Ne cheamă la consultări de câte ori este făcut acest contract cadru, dar la niște consultări formale, fără ca noi să putem să negociem ceva, să putem negocia servicii de calitate pentru pacienții noștri la un cost adecvat prestației noastre de medici. Unul la mână. În al doilea rând, acest contract cadru este foarte restrictiv, atât pentru noi ca medici, cât și pentru pacienți. Gândiți-vă la acele protocoale care sunt impuse de Casa de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății, care restricționează dreptul pacientului practic la sănătate. Și ca să înțelegeți mai bine, vă dau un singur exemplu. Pacientul meu cu AS, o boală pe care medicul de familie poate să o trateze, să o monitorizeze pentru că a fost pregătit atâția ani pentru a trata această boală, nu trebuie să trimit pacientul să-l pun pe drumuri pentru rețeta compensată, pentru a aduce scrisoare medicală la pacient, pentru ca eu să-i pot prescrie în continuare tratamentul. Deci, al treilea punct pe care îl semnalăm, pe lângă finanțare, dreptul la sănătate și la liberă practică al medicului, este această birocrație. S-a semnalat și toată lumea știe și în guvern s-a vorbit birocrație, birocrație. Am adus soluții, am adus pe masa guvernului soluții pentru debirocratizarea sistemului și nu s-a făcut nimic. Deci medicul de familie mai mult de jumătate din timp în loc să îl pierde cu birocrația, cu acte medicale, acte administrative, în loc să îl petreacă cu actul medical.
Deci am devenit medicina de familie, practic, prin această birocrație excesivă s-a deprofesionalizat. De ce credeți că de data aceasta vor avea succes inițiativele dumneavoastră și care ar putea fi urmările, ținând cont că provenim și dintr-un județ cu o populație destul de îmbătrânită? Cu atât mai mult, de data asta avem alături de noi populația. Săptămâna trecută s-a format coaliția Solidar pentru Sănătate, în care reprezentanții medicilor de familie, Societatea Națională și Federația Națională și a patronatelor medicilor de familie s-a coalizat cu asociațiile pacienților. Aceste proteste vor începe și trebuie neapărat ca și presa și populația să fie alături de noi, pentru că obiectivul nostru major este creșterea sănătății populației și finanțarea medicinei de familie, care stă la baza sistemului medic, a oricărui sistem medical normal. Înțelegeți? Este baza sistemului. Fără medicină de familie nu poate exista un sistem de sănătate public normal și echilibrat și echitabil la urma urmei. Se mai știe că s-au mărit la personalul sanitar bugetar, s-au mărit foarte mult salariile. Dar atât. Noi, deși suntem, lucrăm în sistemul public de sănătate, nici măcar un leu nu s-a acordat pentru medicina de familie. Gândiți-vă că suntem 11.000 de medici de familie în toată țara, iar în spatele nostru avem aproximativ 25.000 de asistente și sau alte cadre salariați, cadre medicale pe care trebuie să-l susținem. Dacă nu se va crește această finanțare, practic noi de la 1 ianuarie vom închide cabinetele. Următorul pas ca protest va fi în 15 noiembrie, când vom face un meeting la București, unde, v-am mai spus, alături de noi vor fi și pacienții, pentru că problemele noastre practic sunt ale pacienților, iar pacienți suntem toți cetățenii din țara asta trebuie să beneficieze de servicii medicale de calitate și să aibă acces la servicii de calitate, iar medicul de familie este primul cu care ai contact în sistemul de sănătate. Iar după 1 decembrie, dacă nu rezolvăm nimic, am intenționat să mai semnăm un contract cadru pentru 2018.